O altă mare temere a antrenorului Marius Șumudică ține de entuziasmul echipei după victoria cu 4-1 în fața lui Dinamo, dar și de oboseala echipei, la acest capitol Pandurii având două zile de odihnă în plus. Ne așteptăm la un meci greu. Noi venim după o victorie de răsuneț, să zic așa, 4-1 în fața celor de la Dinamo, un joc care ne-a ieșit cam toate. Și mi-e frică un pic așa dacă am avut timpul necesar în a elimina entuziasmul, fiindcă e greu să treci de la o stare la alta și să-i aduci pe jucători atât de concentrați încât să mâine să tranșeze meciul în favoarea lor. Asta ar fi una. Dar în al doilea rând, de ce mai mi-este frică? Mi-este frică de timpul de odihnă, fiindcă Pandurii Târgu Jiu au avut două zile mai mult de odihnă față de echipa asta, Giurgiu. Și atunci, cu siguranță, probabil vor fi mai proaspeți decât noi. Peste câteva minute, în ediție specială, antrenorul Marius Șumudică cu mai multe amănunte despre arbitrajul din partida cu Pandurii, despre șansele echipei de a câștiga campionatul, dar și despre plecarea sa de la Astra din vară.